Toamna acestui an ar putea începe la Sibiu cu inaugurarea stadionului municipal. Proaspăt modernizat, noua arenă de 5 stele a Sibiului va fi gata cel târziu în vara acestui an, în ciuda prelungirii lucrărilor după descoperirea problemelor la Tribuna 1. Primul meci oficial care se va disputa pe municipal va fi cel mai probabil în noiembrie, iar la Sibiu va evolua Naționala României. După finalizarea lucrărilor, va urma recepția finală și apoi, timp de 3 luni, procedura de omologare a stadionului de către reprezentanții UEFA. Mai mult de jumătate dintre profesorii sibieni au fost miercuri 19 ianuarie, timp de 2 ore în grevă de avertisment. Cadrele didactice sunt nemulțumite de faptul că salariile nu au crescut așa cum li s-a promis, iar subfinanțarea sistemului duce la sincope majore, nu doar în administrarea unităților de învățământ, ci și în actul educațional. Pentru mulți proprietari de mașini, autoturismul reprezintă nimic altceva decât un mijloc de transport cu care să-ți faci treaba, care să te ducă și să te aducă, căci pentru asta a fost creat. Dar în ultimii ani au câștigat teren și bolizii de lux. Sibienii au investit sute de mii de euro, ceea ce poate deveni un etalon al puterii financiare, care automat îi propulsează în prima linie socială. Asta face că pe străzile urbei de pe Cibin sunt conduse zilnic modele scumpe de mașini precum Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce sau Bentley. Printre cele mai apreciate mărci de lux din Sibiu rămâne Porsche, cumpărat de sute de sibieni.